Hello guys, bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Mafia 2, îmi pare rău, dă-te la o parte. Mă, ideea este că am avut, nu știu dacă v-ați uitat la clipul anterior cu clipul de reacție, dar am avut niște probleme, ca să zic așa, și a trebuit să fiu mai implicat și de asta nu am mai postat. Și în orice caz, frate, sunt aici, să sperăm că o să postez mai des și că totul se revine la normal. Bun, I'm deep shit here with you this morning and this hot rod just come out elected me, nu știu ce. Nu contează, dăm play. Că nu mai fraierii citesc. Oops, I'm sorry. Ce ai zis, mă, ce tot pupătuiești, sfârcule tale? Păi, dar, bă, ești nebun. Ia, uite, pum, pum, păcțion. Ia, uite, pe fraierii. Mort? Mamă, ce hit, ești nebun. Mamă, da. Știați că vreau să iau pistol. Oh, nu! Stai că nu e bine. Stai că și ăștia au arme. Hai dracu, dă perde și împuțiți. Oh, bun, bă, ce bun sunt la asta, e nebun. Am așa de ceva timp și încă mai dau headshot-ul ăsta lumea. Să mă zică careva. Că sunt, că nu sunt șmeche la mafie, că sunt mare gangster. A, mă... De unde m-a omorât? Mă, știu că da de la sp... Cred că eu stau așa cu spatele, pentru că nu știu de unde... De unde m-a luat ăla, frate? Cred că m-a luat, cred că m-a luat de... A, cred că m-a luat unul de aici, frate. Nu știu, nu știu de ce am avut impresia că m-a luat... Unul din spate, frate. Aoleu, stai că mi se pare asta e one shot, one kill, mi se pare. Gata? Mamă, dar ce brusată la melodie, ești nebun. It's me, Joe. Mai s-a zică, hai... După ce am pușcat tot peronul, a zis, hai, it's me, Joe. Și, pe bun, adică... Chiar trebuie să-l car, adică... Bă, voi vorbi serios, frate, adică... Chiar trebuie să-l împing pe ăsta peste tot, adică... Oh, shit. Nu, mă, m-aș lăsa... Opa, stai în cover. Ok. Mamă, și... Ha, mă, ești din cover în... Pau. Așa. Mama, deci nu... Băi, de băi, nene, deci asta cred că e cea mai stupidă misiune și cea mai stupidă chestie pe care ai putea să faci tu tot, tot jocul, frate. Deci cum n-ai bani, frate? Ăștia de la Tuca Games au gândit, frate, bă, ce-ar fi acum, în loc să-l cari frumos pe Martin, îl tragi așa de piciorii, nebun, în timp ce ai și un timp limită, oare ce-ar putea să meargă rău? Oare ce-ar putea să meargă rău, Dragos? Oare ce-ar putea să meargă rău? Uite, vezi dacă puteam să ridic așa ca al meu, acum nu mai stăm așa, știi? Mamă, dar ce boring ești, nebun. Cine s-a gândit să facă jocul ăsta, s-a gândit să facă total în defavoarea mea, sincer zic. În ce, nu știu, în ce să iau așa, frate, în ce să iau... Nu... Nu, de ce, mă? De ce ești, facă? Amă, dă-te, mă, morții tăi de jegos împuțit. Și zic, auzi să nu joci cu trainer cu aia. Bă, uite, vezi, în situații de genul ăsta, când jocul îți bate joc de tine, pentru că practic asta se întâmplă, ești nevoit ca și persoană publică să ai un ajutor, nu? Bă, dar... Cum mă? Adică gen, de ce eu nu înțeleg, de ce îi faci asta? Adică crede-mă că nu este cool deloc să ajungi chiar la tu nivelul lui. Ca după să faci noi, ești nebun, ce spune jocul? Apare pe tot noi, ești nebun, da, frate, ești nebun ca și tine. Ești nebun ca altceva, n-am ce să facă, ești nebun decât să dori pe la misul ăsta de 2000 de ori. Ca așa avea, ca așa avea Tuca Games. Deci stai că nu orice firmă, Tuca Games. Să mă sugă de pulă, e toată compania, ești nebun. Ia, view mission. Tony got word from direct from fuckers and tried to move some heavy shit to the docks without cocked their share. Enough with the stuff with like army grade shit here, enough to make a fortune of the seat. Așa, nu știu ce. Gata, take a more, take gata. I will put this off, așa, nu știu ce. Boom. Da, nu știu, eu, bă, mă, eu înțeleg că e greu. Bă, n-am zis, bă, n-am zis să fie ușor, dar nici să fie nesimțit. Adică e o diferență dintre a fi greu și a fi nesimțit. Știi, adică nu e ok. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Nice and quiet, Mafia 2? Are you kidding me, bro? We shoot these fuckers, okay?
că n-ai send coin, dar ce crede mă că ăsta, că sunt în Assassin's Creed? Cred că atât să fac n-ai send coin, cum a spus tipul. Și cum aș putea, domnule Tony, să fac stealth? Simpli acum pe bune, că sunt prea bătut în cap. Ce mă, că dar în Assassin's Creed, Mirage? Uite mă, ce ricu... Ai, coi... Frate, n-aveau, efectiv ăștia, nu aveau decât la magazin, decât arme exact pe care nu le suport eu. Stai că mai e unul acolo, l-am văzut, frate. Stai mă, puțin că l-am văzut acum. Aia e femeia acolo. Perfect, mort. Mamă, ce vrea să iau arma fire de la ea. Mamă, mi-e și frică să mai ies din cap, ori nebun. Gata, i-am dat arma la fraier, așa. Așa, și te-am mai lipsit, frate, acum sunt dacă jocul, ești nebun. Nu că e... Mamă, ce perversie. Mort? Stai că mai e unul în partea aia, bun. Deci măcar acum știu unele basele, stă în cap, să nu mai stă în cap boii, în ploaie. Stă în cap boii în craci, în ploaie, e o diferență. Mă, dar își dau prea mult damage, frate, adică mi se pare că dau prea exagerat. Unul s-a putut să meargă pe acolo, dar deși nu prea cred. Unde dracu trage, mă? Aaa, uite mă, stă acolo. Stă acolo, muianu. Băgăm ești pula morți, stai că plecăm de aici, că nu ne mai nu știu ce. Nu știu dacă voi știți cum anume poți să faci stealth în jocul ăsta, să-mi spuneți și mie, pentru că habar n-am. Sau doar asist la mișto, știi, că n-avei cum, adică nu prea văd eu cum puteți să faci stealth. Stai mă jos. Ok. Asta e, asta a căzut și asta. Care ar mai fi? Să mă duc pe aici. L-am văzut. Ha, ha, ce-mi place. Mă, ce mișto am făcut, ați văzut? Ok, ok, stai cover. Deci, deci important e momentul când ajungem așa să nu ne mai hazardăm, să ne ducem în bătaie puștii. Și stăm pur și simplu acolo, așa puțin, bum. Ha mă, că ți-am tras trei gloanțe cu aia, câte vrei, dacă îmi trageai mie trei gloanțe, muream. Nu, că nu m-am adus să-i omor cu aia, vreau decât să ajung la warehouse-ul ăla, să iau ce trebuie să iau. După care să fie gata. Ha mă, trei țari, hai că până mor ăștia cu aia, mă apucă prânzul. Bun, deci ce-am mă ăștia cu aia? A, ăștia, mă mă, 100, bă, o să am nevoie la misiunea cu trenul, cu ăla. Da, aia o să fie bun, dar nu știu de unde neba să iau Thompson. Deci nu mai pot, frate, deci nu mai mă piși pe el, joc, ești nebun. Deci mă piși pe el. Mă piși pe morții lui.